Iar felul în care au procedat unii competitori politici în perioada premergătoare a campaniei electorale m-a determinat să îi susțin, pentru că din punctul meu de vedere este nedrept ca electoratul pro-românesc din municipiul Chișinău să nu fie reprezentat. Este ciudat ca o majoritate din municipiul Chișinău să aibă sentimentul că se află în minoritate.